Caz revoltător la o grădiniță privată din România. Una dintre educatoarele unității de învățământ a fost înregistrată în timp ce urla și îi traumatiza pe copii. Poliția s-a autosesizat în acest caz și urmează o anchetă, iar grădinița a fost închisă. Anchetă la o grădiniță din Popeș-Leordeni, unde o educatoare îi teroriza pe copii. Femeia a fost înregistrată în timp ce țipa și îi amenința cu bătaia pe minori. Poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă. Educatoarea a fost înregistrată în timp ce țipa la copii și îi amenința. Incidentul revoltător a avut loc într-o grădiniță privată din Popeș-Leordeni, la care părinții plăteau lunar între 1200 și 1750 de lei pe lună. De altfel, părinții erau obligați să plătească utilitățile și câte o penalizare de 25 de lei pentru fiecare copil de oră de întârziere, dacă nu veneau să-și ia copiii la timp. Angajata unității din Popeș-Leordeni, care avea rol de educatoare, a fost filmată cu camera ascunsă. În înregistrarea de 4 ore, acesta îi jignea în continuu pe copii, amenințându-i cu violența fizică. Începe să spui lunile anului, eu nu te aud, tu joacă-te cu nervii mei, că dacă intri pe mâinile mele, ți-o iei rău de tot. Stai cum trebuie pe scaun, băi, vă crap capul astăzi, mă dobitocul pământului, unde trebuie să stai tu? Pune mâinile la spate, că-ți dau cu telefonul ăsta în cap de vestele verzi. Dacă îți mai aud gura, mă totolez foaia asta și ți-o dau să o mănânci, spunea așa zisa educatoare. Cu toate că minorii se arătau speriați în fața valului de amenințări, cadrul didactic nu renunța la această atitudine. Mai mult, femeia i-ar fi lovit cu rigla pe unii dintre copii. Polițiștii au identificat-o pe educatoarea în vârstă de 24 de ani, care ar fi exercitat acte de violență asupra copiilor din grădinița respectivă. În prezent, polițiștii orașului Popeș-Leordeni efectuează cercetări în cadrul dosarului penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Urmărirea penală fiind coordonată de procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Cornețu. De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Ilfov, efectuează activități din competență pentru verificarea legalității funcționării acestui centru, mai transmite IPJ Ilfov. Ca în multe alte grădinițe private, unitatea funcționează într-o vilă din Popeș-Leordeni, fiind controlată de o firmă înființată din 2001, relatează evenimentul zilei.ro.